Slavă lui Dumnezeu, stai în ascunde a lucrurilor, iar slavă împăratilor, stai în cerceta a lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Judecător 2, de data asta chiar voi citi Judecător 2 și versetul 18. Versetul 18. Când le ridica Domnul judecătorii, Domnul era cu judecătorul. Domnul era cu judecătorul. Domnul era cu judecătorul. La această expresie aș vrea să medităm astăzi, poate mâine, o să vedem. Domnul era cu judecător. Studiem viața lui Samson, dar ne uităm din nou la contextul în care a venit el și el a fost un judecător ridicat de Dumnezeu. Și atunci înțelegem că și el, Dumnezeu a fost cu el, Dumnezeu a fost cu Samson și d'asta Samson a putut să facă ceea ce a făcut. D'asta Samson a putut să facă ceea ce niciun om nu a făcut înaintea lui. Căci Domnul era cu judecătorul. E clar că acest Domnul era cu judecătorul. E foarte diferit la faptul la un Dumnezeu este cu poporul lui. Ca așa, generic, te gândești, da, Dumnezeu este cu poporul lui, are grijă de poporul lui și așa mai departe. Dar acest Dumnezeu era cu judecătorul, e ceva foarte specific. Era cu judecătorul cum nu era cu ceilalți. Trebuie să fie clar. Pentru că dacă era cu judecătorul cum era cu ceilalți, și ceilalți ar fi făcut ce face judecătorul. Dar dacă judecător au făcut ceea ce alți, mulți, majoritatea n-au putut să facă, e pentru că Dumnezeu era cu ei într-un mod destul de specific. Ziceam că uneori, unele din minciuni este să credem că avem ceva și de fapt nu avem. De exemplu, putem trăi cu impresia că Dumnezeu e cu noi. Și într-un fel este. Dar din acest unghi care văd aici în judecător, s-ar putea să nu fie. Zic din nou, general vorbim, da, Dumnezeu e cu poporul lui. Dar aici această expresie, Domnul era cu judecătorul, se referă la ceva mai deosebit. La ceva diferit. La ceva care celălalt nu aveau, deși erau în poporul lui Dumnezeu. Și mai vedem această expresie la niște oameni din Scriptura, nu neapărat în cartea judecător doar, dar care, când se spune, când Scriptura spune asta despre ei, vedem în viața lor că sau au fost deosebiți de ceilalți. Au făcut ceea ce ceilalți nu au putut să facă. De ce? Domnul era cu ei. Deci, când ne uităm la viața lui Samson, trebuie să ținem cont de acest factor. Domnul era cu Samson într-un mod în care nu era cu ceilalți. Fratele meu, sora mea, există o dimensiune, există o posibilitate să intre într-o așa legătură cu Dumnezeu. Dumnezeu să fie cu tine într-un mod cum nu este cu ceilalți. Nu acest mod generic. Nu acest mod de da ploaie și peste cei buni și peste cei rei. Nu. Ceva specific. Că așa sigur fiecare copil lui Dumnezeu să spună, da, Dumnezeu este cu mine, Domnul este cu mine.
dar există un Domnul este cu tine. Ai, 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 ai. Când se întâmplă în viața ta, intri în istorie. Faci lucruri care nu s-au mai făcut. Faci lucruri deosebite. Faci lucruri care în generația ta oamenii n-au întâlnit. Hai să mergem în cartea Geneze, să vedem un astfel de om. Să mergem în cartea Geneze. Biblia zice așa. Geneza. Imediat găsesc. Geneza 37, versetul 36. Madianiți l-au vândut în Egipt lui Potifar, un dregător al lui Faraon și anume capetenia stragerilor. Geneza 39, versetul 1. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregător lui Faraon, capetenia stragerilor, un egiptean l-a cumpărat de la Ismaelit care îl adusese acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El lucrea în casa stăpânului său, egiptean. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să îi meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a capătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui. L-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. Această expresie se va repeta, se repete deja, da? Domnul era cu Iosif. Și din cauza aceasta, tot ce facea mergea bine. Domnul era cu Iosif pentru că a ajuns sclav într-o casă. Stăpânul casei a văzut, Biblia zice, a văzut că Domnul era cu el. A văzut, ăsta are ceva deosebit. Fratele meu, sora mea, să poți să ajungi într-un loc unde nimeni nu te cunoaște. Dar acești oameni care nu te cunosc, să recunoască că ai ceva care ceilalți nu au. La asta suntem chemați. Nu să fie doar Domnul este cu mine în mintea noastră sau în gura noastră, dar să fie văzut chiar de egipteni. Să fie văzut chiar de oameni din lume. Chiar tu ai ceva care este diferit. Problema astăzi, creștinismul a fost așa de diluat, încât chiar și pagând se uită la noi și zic, da, mare diferență. Ok, voi în afară că nu mai faceți anumite lucruri, foarte bine, dar în rest, nu vedem diferență. Și nu asta este creștinismul, îmi pare eu. Un creștinism unde singura diferență este că noi nu bem, nu fumăm, nu știu. Dacă se referă doar la asta, nu este creștinismul din Biblie. Pentru că hai să-ți spun, există alte religii care nu sunt creștine, care și ei lista lor de nu. E mult mai mare decât lista de nu a creștinilor. Un budist practicant nici nu omoară o furnică. Pentru că trebuie să respecte orice formă de viață. Lista lor de nu e mult mai mare decât lista noastră. Noi nu fumăm, nu fumăm, nu bem și așa. Ah, dar putem vorbi de rău unii altora. Dar asta nu este o problemă. Sunt curente filozofice religioase care nu-ți permit să gândești sau să spui rău despre o altă persoană.
Deci, dacă noi creștinul nostru este listă de ce nu facem, am diluat. Deși clar că nu trebuie să trăim ca cei din lume. Dar creștinul nostru este mult mai mult decât atât. A trebuit că egiptenii să vadă. Egipteni trebuie să vadă. Când aia. Egipteni trebuie să vadă. Vreau să zic ceva, dar. Hai să zic doar, egipteni trebuie să vadă. Uite ce zice Geneza 39 cu 23. Mai mare le temniței. Hai să citesc chiar versetul 21. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai mare lui temniței. Și mai mare le temniței. Vezi, aici, până acum zice Domnul a fost cu Iosif. Domnul a fost cu Iosif. Aici zice Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătate peste el. Cu alte cuvinte, aceasta Domnul a fost cu. Are măsură. Și cu cât Iosif era, deși acum este, pentru că în casa lui Potifar, Domnul este cu el, este ridicat, e pus la rang de conducător al casei, când soția lui Potifar vine și îl ispitește și el și el fuge, refuză. Și nu a fost o chestie de o zi, el a insistat mai multe zile. Și pentru că el nu a vrut, este acuzat pe nedrept și este aruncat în închisoare. În închisoare, nu numai că Domnul este cu el, dar Scriptura adaugă altceva, zice, și-a întins bunătate și și-a întins bunătate peste el. Pentru că acum suferă pe nedrept. Acea dimensiune Dumnezeu cu el a mers la alt nivel. Asta e problema, că nu deosebim lucrurile. S-a dus la alt nivel acum, la acest Dumnezeu. Era cu el, dar acum s-a mai adăugat ceva. Pentru că și el a rămas cu Dumnezeu. A rămas credincios. A rămas fidel. Și mai mare de temniță a pus, verset 22, sub privegherea lui, pe toți în temniță care erau în temniță. Și nimic nu se facea acolo decât prin el. Mai mare de temniță nu se mai îngrija de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el. Deci acest lucru se repetă în viața lui Iosif. Nu e de mirare ce se întâmplă în viața lui. Pentru că Dumnezeu este cu el. Dar într-un mod, încât chiar și egipteni văd. Și asta o să vedem la Samson. Dumnezeu va fi cu el într-un mod. Chiar dușmanul lui o să recunoască că nu, omul ăsta este altceva. De ce îți vorbesc despre toate acestea? Pentru că înțelegerea mea a cuvintele Mântuitorului, de aceea ieri am luat timp să vorbesc că după ce am crezut, trebuie să rămânem în cuvintele Mântuitorului, în cuvintele Domnului Iisus, nu ale oamenilor. Din ce înțeleg din cuvintele Domnului Iisus, cei care cred în El, adică ce numim noi astăzi creștini, ar trebui să fie oameni deosebiți. Nu că spun ei că sunt deosebit. Deosebit pentru că alți recunosc. Mai trăim noi acest stil, acest creștinism. Și alți recunosc nu din cauza unor lucruri superficiale. Dar recunosc că Dumnezeu e cu noi. Pentru că din noi izvorește, fie în vorbă, fie în fapte, fie în comportament, ceva ce ei nu întâlnesc de obicei.
Să mă opresc aici pentru azi. Dumnezeu să te binecuvinteze.